Domnul Diaconescu, dar cum demonstrați tot ce ați spus? Și eu răspund acum, sunt invitat. Uitați aici. Uitați. Uitați-vă, dovezile scrise. Acum casetele nu vi le arăt încă. O să le auziți casetele, o să le vedeți, o să vedeți ce este pe casete în seriile următoare. Am o mulțime de documente, de înscrisuri, fel de fel. De regulă folosim, cum se spune, marfa clientului. Revenim în direct la emisiunea noastră foarte, foarte specială din această seară. Pentru prima oară aveți ocazia să aflați dezvăluiri directe din mafia presei, o mafie cu care am interacționat, de care m-am lovit, pe care la un moment dat am crezut că o învingă, s-ar putea să mă învingă ea pe mine, nu se știe niciodată, un meci care se joacă, ei m-au închis pe mine odată deja, un an și ceva, au închis televiziunea. Au vrut să mă închidă și pe mine la propriu. Eu am revenit, o să vă povestesc, dacă v-a plăcut atât de mult acest episod, deja legat de Tele7, ce o să vă povestesc eu cu revenirea Televiziunea TV, întrece orice fel de imaginație. Până acum, celor care le-am povestit, 3-4 persoane, nu m-au crezut, dar s-au convins ulterior că aveam dreptate, fiindcă, într-adevăr, lucrurile par incredibile, dar, din păcate, se întâmplă, s-au întâmplat și probabil că se mai și întâmplă. Știu și eu 1%, dacă știu 1% din ceea ce se întâmplă în România, vă dați seama, asta trebuie să știți restul de 99% și putem recompune împreună tot adevărul din această țară. Zice un telespectator din Constanța, un funcționar CNA a încălcat omerta, legea tăcerii, cuvântul omerta este greșit, ar fi trebuit scris oferta, un funcționar a încălcat oferta. O să vedeți exact despre ce este vorba. Zice cineva, nu renunța la ideea strângerii de semnături pentru inițiativa legislativă împotriva CNA. Evident că nu, cum să renunțăm, am și strâns deja semnături. Problema este că așteptăm un cadru legislativ adecvat, o să vă comunicăm mâine seară ceea ce se va întâmpla. Avem până acum aproape 20.000 de semnături, la cum merg lucrurile, de aia sunt și mai puțin mai vesel astăzi, puțin mai optimist. E clar că vom strânge 100.000 de semnături repede, repede de tot. Interesant este însă dacă ne vor sprijini și parlamentarii, fiindcă semnăturile, am aflat între timp, trebuie să le depunem întâi la o comisie a Parlamentului, unde dacă nu o să fim ajutați, tot de dumneavoastră care trebuie să-i presați pe parlamentarii pe care i-ați votat și care compun acea comisie, s-ar putea să stea acolo destul dosarul, ca pe urmă să treacă prin celelalte comisii și pe urmă să ajungă în plen, dar o să scurtăm puțin această cale mergând direct în Europa, direct la Strasburg. O să vă povestesc detalii la vremea respectivă. Nu suntem chiar singuri, suntem totuși 8 milioane și de acum chiar ne pricepem, fiindcă am trecut prin atâtea. Am văzut și atâtea cazuri aici la mine în emisiune, cazurile dumneavoastră, am învățat și noi din ele. Acum să învățați și dumneavoastră din ale noastre și împreună cu siguranță vom deveni o forță. Față de data trecută avem chiar și niște bănuți, nu foarte mulți, dar suficienți ca să ducem un proces de lungă durată și o să vedem care pe care. Sigur că la fel cum vă spun eu acum, vă dați seama că așa gândesc și cei 6 la ora asta și ei se gândesc cum să ne lichideze în zilele următoare, să n-apucăm să vă spunem foarte, foarte multe. Este un meci și la propriu și la figurat, pe viață și pe moarte. În joc nu sunt doar interesele noastre ale telespectatorilor, ale mele și ale OTV-ului, sau doar interesele adevărului, interesele poporului român. În joc sunt interesele celor 6. E vorba de interese de milioane de euro. Milioane, deci ați auzit bine, cu toate problemele pe care le reclamă anumiți telespectatori de sunet sau de imagine din cauza posibilor sabotaje care se întâmplă la ora asta în România. Deci sunt interese uriașe și când vorbesc de milioane, vă puteți gândi la tot ceea ce înseamnă transmisie în România, tot ceea ce înseamnă drepturi de televiziune, drepturi de film sau mai ales drepturi de fotbal. Toate aceste lucruri, reclame, publicitate, agenții de publicitate, institute de sondare audienței, toate aceste lucruri intră în tangență într-un fel sau altul cu cei din CNA. S-a creat un mamut dintr-o greșeală, s-a vrut copierea unui model francez. Mulți ani, un model francez care și-a văzut de treaba lui, a stat cu minte, cum se spune, până în 2002, când, din păcate, tot din cauza mea, ca să fiu mai direct, ei au căpătat putere, adică curaj, a concurat la acest curaj, le-a dat o mână de ajutor, le-au dat colegii mei din presa scrisă, unii dintre ei, evident nu toți,
ceilalți ne-au ajutat, au căpătat curaj, au ridicat capul și au început să lovească în stânga și în dreapta, fără să se mai uite că lovesc în foștii colaboratori, în foștii colegi, în foștii prieteni. Și aici o să vă povestesc câteva detalii groaznice despre cei care susțineau că sunt prieteni, despre cei care se consultau înainte de a intra în CNA cu mine, dacă să fac acest pas sau nu, și despre cei care mi-au înfipt ulterior cuțitul pe la spate. Dar asta, de asta ați mai auzit, de români care se înjunghie pe la spate din lașitate după ce susținea că au fost prieteni. Important este că în această afacere ei, ca să spunem așa, au devenit niște monștri, adică nu mai sunt niște oameni cumpătați, știți vorba aia, ei oricum conduc o grămadă foarte, foarte mare și în loc să fure de pe la poale, cum se spune, într-o grămadă atât de mare, de sute de milioane de euro, e bine și poate mulți dintre noi, cu toții, am face acest lucru. Ne-am mai înfrupta un pic, am mai furat de pe la poale, ca să nu se observe. Știți ce fac ei de ceva vreme încoace? Fură direct din vârf și a început să se vadă. A început să dispară vârful grămezii. O să vedeți exact despre ce vorbesc în acest moment. S-au lăcomit. E adevărat că noi am făcut, repet, prin închiderea OTV-ului, o închidere pe care noi nu ne-am dorit-o, o închidere la care, sigur, am fost supuși de către un regim politic. Regimul politic i-a folosit pe ei. Ei de atunci au crescut în tupeu și în nesimțire și, sigur, au ajuns să facă astăzi aceste gesturi necugetate. Noi am făcut, cum se spune, noi trebuie să-i omorâm, sigur, nu la propriu, ci la figurat. Noi le-am dat acest curaj, noi le-am dat acest tupeu, acum trebuie să ne reparăm greșelile trecutului. Ca să ne le reparăm, trebuie să înțelegem mai bine istoria trecutului, ca să ne înțelegem prezentul și mai ales să vedem ce ne așteaptă în viitor. Mă întorc așadar la răspunsul pe care îl așteptați conform mesajelor și conform televotului. 69% dintre dumneavoastră văd că vreți să vă spun chiar tot. O să încerc să vă spun chiar totul. Dar nu neapărat în această seară, ci în serile următoare trebuie să fim și destul de atenți, destul de precauți. Ei, așa cum vă spuneam mai devreme și m-am întrerupt, și ei ar vrea să ne ucidă pe noi într-un fel sau altul, fie cu o armă, fie să ne calce cu mașina. Vă dați seama că nu suportă, că știu și ei ce au făcut în ultimii ani, în ultimele luni. Se uită acum la televizor ca și dumneavoastră și nu știu încotro să o ia, încotro să o apuce. Sigur, au mai multe variante. Să închidă postul OTV, să ceară arestarea mea, să mă ia la bătaie pe stradă, să îmi dea cu o piatră mai de la distanță, să tragă în mine sau să angajeze, ați văzut că în alte cazuri, un killer. Să vedem ce vor face din toate aceste lucruri. Sigur, eu le propun pe cea mai simplă și una chiar extraordinară, să își dea demisia, fiindcă au din ce trăi, asta știu și dânsii cu siguranță, o să aflați și dumneavoastră, au de asemenea alte îndeletniciri, alte pasiuni, alte lucruri pe care să le poată face. De exemplu, Cristina Trepcea poate face Reiki, este o știință deja foarte spectaculoasă, foarte interesantă. La cursurile de Reiki ea merge cu mașina instituției pe banii dumneavoastră. Domnul Dan Grigore, cum v-am mai spus, poate cânta foarte bine la pian, avem nevoie de dânsul la Ateneu. Și că mi-am adus aminte de pian și pianul, dați și pianul acela înapoi, știți dumneavoastră care, domnul Dan Grigore, nu vorbim acum doar de statuetă, vorbim și de acel pian, dar o mai multe detalii într-un episod precedent. Acum să ne întoarcem totuși în 2000, ca să vedeți cum am ajuns eu să cer pianul înapoi și statueta domnului Dan Grigore. Vorbind cu proprietarul acelei stații respectabile și povestindu-i cam această casetă video, proprietarul, chiar dacă dumneavoastră aveți anumite răspunsuri, poate pregătite sau anumite păreri, mi-a spus, și ai caseta asta? Și eu zic, da, am întâmplător, umblam în perioada aia cu ea la mine, fiindcă doar ce mi-a dăduse fugarul. Și a spus, păi dacă o ai, eu vorbesc cu cineva. De ce ești prost? Și tu vrei asta să dai într-o emisiune? Da, zic, vreau să dau într-o emisiune, să fac un fel de serial, să discutăm mai mult despre ia, că uite și tu ce zice ăsta în casetă, ia uite ce apare pe film, ia uite ce fac demnitarii ăștia în casetă, ia uite câți bani poate să fure. Și descriam eu, povesteam ce văzusem pe caseta respectivă. Și acest, sigur, întreprinzător, de toată stima, care, iată, a făcut o televiziune foarte bine clasată în primele 10, mi-a spus, nu fi prost, cum să dai asta într-o emisiune? Păi o dai într-o emisiune și ai dat-o, s-au uitat telespectatorii, a doua zi oricum nu se întâmplă nimic, nimeni nu o să fie concediat, nimeni nu o să fie demis, și cu ce te-ai ales?
Păi zic, bine, și ce propuneți, domnul președinte? Păi uite ce propun eu. La ce mi-ai povestit tu și despre ce e vorba în casetă, eu am deja un client. O vindem cu 50.000 de dolari și îți dau ție 25.000 de dolari, adică mie, și mi-au și eu 25.000 de dolari. E o stația de televiziune. Și eu sigur că răspunsul dânsului m-a luat pe neașteptate, dar i-am zis, domnule, dar hai să încercăm totuși să o difuzăm. Difuzând-o, am propus eu repede, o să facem audiență foarte mare, o să avem și puținis careva credibilitate în rândul celor ca el care mi-au dat caseta, fiindcă dacă tipul ăsta astăzi mi-a dat o casetă fără să mă cunoască, a auzit el de mine că sunt un tip corect și a trecut în drumul spre aeroport și mi-a lăsat caseta, o să mai povestească și altora că suntem oameni serioși și că nu difuzăm decât când spune el că asta e regula jocului în presă, când are și el nevoie și sigur când putem și noi. Dacă vede că am vândut-o, evident adversarului său sau celor care au nevoie, o să povestească tuturor, nu o să mai, pe lângă faptul că el o să se supere atât de tare pe noi încât s-ar putea să ne și împuște, o să povestească în tot orașul că noi așa facem cu casetele pe care le primim, le vindem. Zic, nu prea e bine, mi-am continuat eu teoria mea prostească de ziarist, cum zic cei de la CNA, vai de capul lui și cretin și nebun. Zic, mai bine difuzăm, e cel mai simplu, difuzăm caseta, spunem oamenilor adevărul, o să fie audiență mare, cu timpul emisiunea o să crească, o să încasăm publicitate de 60.000 de dolari, e adevărat în timp, nu luăm mâine, și dumneavoastră, domnul președinte al televiziunii, luați 30.000, eu iau 30.000. Câștigăm și mai mult, câștigăm și în timp și în toate direcțiile. Asta Til s-a gândit, domnul președinte al stației, și a zis, domne, nu e bine așa. Nu e bine. E bine. Sunt multe riscuri. Dacă o să difuzăm caseta asta, cine știe ce problemă am eu cu CNA-ul? Cine știe ce problemă am eu cu alții? Că mai am și eu alte afaceri colaterale, mai îmi trebuie și mie vreo autorizație într-un alt domeniu. Haide, mai bine, știi ceva? Hai să mai vorbim. Mai să ne mai gândim. Și atunci mi-am dat seama că nici la această televiziune eu nu puteam să lucrez. Deprisos să vă mai plictisesc cu ofertele celorlalte televiziuni, fiindcă peste tot s-a întâmplat la fel. Mi se explica că nu am tot creierul la mine, că cum mă pot eu gândi la așa ceva. Evident că în tot timpul ăsta, eu, acum suntem la începutul anului 2000, ianuarie-februarie, tot întâlnindu-mă cu proprietarii televiziunilor existente, aproape toată lumea, dintre cei interesați, vorbesc acum de servicii secrete, de CNA, de investitori în presă, au aflat că acest Diaconescu, tipul ăla de la Tele7, care brusc n-a mai apărut, fiindcă cei din telespectatorii de la Tele7, evident, află acum de ce eu brusc într-o seară am dispărut de acolo. E bine, acest Diaconescu, oameni buni, nu mai apare, asta e clar, am controlat totul, am aranjat totul. În caz că apare, o să apară în emisiuni înregistrate, putem verifica înainte de difuzare. Ne-am asigurat, stăm liniștiți, noi, toată clasa politică. Dar, iată ce zvon circulă, că Diaconescu vrea să-și facă televiziune. Și, din acel moment, au început problemele. Suntem în februarie 2001, moment în care, trebuie să vă povestesc, foarte multe televiziuni din Turcia au dat faliment, fiindcă foarte multe bănci din Turcia au dat faliment, fiindcă acolo totul se prăbușea. Și în timp ce eu vorbeam cu acești viitori patroni de-ai mei, în intenția de a mă angaja, ca și dumneavoastră, când aveți un serviciu, mă întâlnesc cu un prieten de origine turcă, un om care făcuse anumite anunțuri publicitare în emisiunea mea de la Tele7 și îmi spune că multe televiziuni din Turcia au dat faliment și că ar fi cazul, ele ieșind la vânzare, să se ducă și el să cumpere o televiziune și m-ar lua pe mine consultant să-l învăț să nu dea banii greșit și așa mai departe. M-a interesat, sigur, că da, această variantă, mai câștigam și eu niște bani, mai vedeam și eu lumea, mai vizitam și eu Turcia. Eu îl mulțumeam și pe acest prieten care mă ajutase și el cu publicitatea la momentul respectiv, căci așa se întâmplă în lumea televiziunii, nu cum vi s-a povestit dumneavoastră. Există o piață a publicității, există și o mafie a publicității, există și acel comision, există și acel parandărât, ca să-l citesc din nou pe colegul Mircea Badea.
Am plecat în Turcia. Numică mi-a fost mirarea. Eu fusesem aici în România cât lucrasem eu în televiziune ca mare moderator, intoxicat, îndoctrinat cu această idee că o televiziune fără 50 de milioane de dolari nu pot să o crez. Și evident toate visele mele dispăreau din fașă exact când mă trezeam, îmi dădeam seama din acel vis frumos că nu pot face niciodată propria mea televiziune în România. Când am ajuns la Istanbul cu acest coleg, cu acest prieten, am aflat că o televiziune destul de interesantă ca dotare și ca brand, sigur între timp era închis acolo în Turcia, dar repet, din motive economice, ei funcționau ca și emisie, dar își vindeau de acum studiourile, aparatura, carele de reportaj. E bine, ei cereau aproximativ 2 milioane de dolari pe acele, să spun așa, aparate care ar fi încăput în vreo 5, 6, 10 tiruri dacă vrei să o transporti în România. Nu mi-a venit să cred, eu neștiind turca, am întrebat pe prietenul acesta, domnule, ăștia sigur vorbesc serios de 2 milioane și nu de 20 sau de 200? 2 milioane. M-am început să mă întreb de ce oare ceilalți prieteni de-ai mei din București îmi spuneau tot timpul, cei care investiseră în televiziune, că totul ar costa 20-50 de milioane și nu atât că ar costa investiția, dar că pe lună îți trebuie neapărat 5-6 milioane de dolari ca să poți rezista, adică să poți pierde 5-6 milioane de dolari. Deși avusesem sigur experiența de la Antena 1 din anii 92-93, în care participasem la inițierea postului, în care știam că totul costase atunci, la vremea respectivă, cum v-am mai povestit, 90.000 de mărci și nici de cum 900.000 sau 9 milioane, sigur m-am gândit că un post care este un post serios, un post național, are nevoie de diverse instalații, de emisie, de recepție, lucruri la care nu mă pricepeam, mărturisesc, în anul 2000, și am crezut că totuși prietenii mei din România fuseseră de bună credință și doar crahul financiar turcesc făcuseră prețurile să coboare atât de jos. Așadar, iată, o televiziune în Turcia, la mâna a doua, cum se spune, putea fi achiziționată cu 2 milioane de dolari. L-am sfătuit pe acest prieten că poate să facă tranzacția, ne-am reîntors în țară și vă spun sincer că în avion numai la asta mă gândeam, dacă totuși dita mai televiziunea asta de două, care în Turcia costă 2 milioane de dolari, dacă fac și eu una mică, care să coste niște sute de mii de dolari. Am uitat să vă povestesc când am fost în vizită la televiziune celelalte turcești, eram, repet, în anul 2000, ei își prezentau posturile, începeau cu numărul de elicoptere. Și eram în 2000 în Turcia, ca să vedeți ce înseamnă o presă avansată, o televiziune, o piață de televiziune avansată. Evident că în Turcia, deși e un stat cu mari probleme și din punct de vedere religios și din punct de vedere militar, dacă mă puteți crede, puteți verifica, nu există CNA. Dar trecând peste asta, ei începeau prezentările televiziunilor, am fost în vizită cu acest om de afaceri la toate televiziunile mari existente, ATV, mă rog, foarte, foarte multe. Am dat doar un exemplu și ei începeau prezentarea, iată, noi avem 9 elicoptere, avem 21 de care de reportaj, avem nu știu câte mașini, avem acest personal, avem aceste studiouri. Celălalt de peste drum, noi avem 11 elicoptere, noi avem atâtea care de transmisie în direct, din mișcare, lucruri de care încă nu s-a auzit în România. Când o să vedeți o transmisie în mișcare din România, adică dintr-o mașină aflată în mișcare sau dintr-un elicopter aflat în mișcare, o transmisie bună, o să ne mirăm cu toții, dar iată, între timp turcii făceau asta de 8, 9, 10 ani. Și suntem doar aici la o aruncătură de băți, ca să înțelegeți că din piața asta de televiziune dispar foarte mulți bani, o să vă explic cum într-o seară, se duc prin niște offshore-uri, se duc prin străinătate, sigur că e treaba și e dreptul acestor patroni, dar nu se investesc toți banii pe care dumneavoastră telespectatorii i-ați merita. Repet, când se întâmplă un eveniment important pentru dumneavoastră în România, dacă ați văzut, cu chiu cu vai se găsește un elicopter să filmeze acel eveniment de sus. E bine, în Istanbul, acum 10 ani, la un asemenea eveniment se îngrămădeau 20 de elicoptere. Au fost chiar serioase probleme de reglementare a spațiului aerian pentru un asemenea eveniment. Atât de multe televiziuni, atât de bine deserveau ele publicul turc, fără să fie vreun CNA acolo în Turcia să învețe pe oameni la ce canale să se uite sau pe investitori ce să facă în programele lor. Revenim la paranteza poate prea lungă pe care am făcut-o. Să vă povestesc că am început să mă interesez exact cât ar costa o mini-televiziune, dacă vreți, un asemenea studio. Și au început problemele, fiindcă m-am adresat unor firme de renume și am aflat că un studio complet, din care sigur se emiți o asemenea emisiune simplă, ar costa în jur de
500, 600 de mii de începuse deja discuția legată de euro la vremea respectivă, sau, mă rog, 700-800 de mii de dolari ar fi astăzi, dar atunci erau mai puțin dolari, fiindcă dolarul era mai valoros decât euro. În fine, să nu intrăm în asemenea mărunte. Important e că un studio de televiziune la vremea respectivă se putea face cu banii mei. În ce sens? Am început să vă povestesc din discuția mea cu cei de la Tele7BC că eu pot... Iată, am în față și acel articol, acea rușine, să spun așa, națională. CNA va discuta astăzi sancționarea postului Tele7BC. E vorba de întâmplarea pe care v-am povestit-o cu nodul la cravată, ca să înțelegeți că nu vă mint deloc și poate n-am eu timp în seara asta să vă dau măcar câteva secunde din înregistrările audio sau video pe care le am. Deci asta este după discuția cu cravata. CNA va discuta astăzi. Da? Când au discutat, s-au făcut de râs, fiindcă eu între timp făcusem dreptul la replică. Eu acum, de acum, eram un cetățean onorabil al statului. Și au spus, domne, hai să-i luăm cravata de la gât. Ce să-i mai dăm amendă, să-l mai interzicem pe Diaconescu? Dar eu trebuia să fiu interzis atunci luni, că dacă fata aia adusă din străinătate nu zicea vreau să fac dreptul la replică cu Diaconescu. Înțelegeți ce vă spun? Cât de gravă este situația în țara asta? Deci un articol pe care mulți dintre noastre l-a citit la vremea respectivă și care nu v-a dat, cum să spun, prea multe semne de liniște. Dar acum înțelegeți rostul lui și ce se ascunde în spatele acestor rânduri. De asemenea, am în față ceea ce s-a întâmplat în situația cealaltă cu candidatul la președinție. Exemplul celălalt pe care vi l-am dat, pe vremea aceea era un domn maghiaru în fruntea CNA-ului și aici vedeți adresa. Adică oamenii ăștia, ca să înțelegeți dumneavoastră, sunt atât de nepricepuți în ale mafiei, dacă vreți să spun așa, încât își vor frânge gâtul, fiindcă ei au trecut și pe hârtie abuzurile pe care le-au făcut. Dar vom discuta despre asta în alt episod. Acum mă întorc la situația legată de această televiziune și mafia din televiziune și banii care se învârt. Ei bine, lucrând aproximativ 3 ani de zile, spre 4 ani, la Supernova și la Tele7BC, împărțind profiturile, vorbesc acum la nivel de firmă, între mine ca producător și cei din posturile respective, eu începusem să strâng niște bani pentru că în sfârșit mai crescusem în vârstă și ca să nu mai stau în chirie sau prin cămile studențești, am vrut să-mi cumpăr apartamentul meu. Nu m-am așteptat niciodată, să fiu sincer, ca emisiunea să aibă o atât de mare audiență, să aibă un atât de mare succes. Nu m-am așteptat niciodată ca adevărul să prindă, cum se zice, foarte tare la români. M-am gândit că românii vor să fie mințiți în continuare, dar nu s-a dovedit a fi așa. Imediat cum se spuneau câteva adevăruri în emisiune, imediat cum macul înregistratoarelor de audiență creștea sensibil și în felul ăsta trebuie să recunosc și încasările noastre din publicitate. Așadar, începeam să strâng bani, întâi pentru o garsonieră, pe urmă ca omul lacom, deci am zis de ce să-mi iau garsonieră, să-mi iau apartament cu 2 camere, pe urmă n-ar fi rău să-mi iau unul cu 3 camere, după 6 luni n-ar fi rău să-mi cumpăr un apartament cu 4 camere. În același timp strângeam bani și ca țăranul acela a ajuns la București, găsisem întâi un apartament în Militari, de 4 camere, evident. Pe urmă am spus, dar de ce să nu iau eu un apartament mai în centru, dacă iată ce bine merge această emisiune. Și am mai așteptat vreo 6 luni și am spus, ia să-mi cumpăr eu un apartament undeva, așa, pe Calea Victoriei ar trebui eu să-mi iau, sau pe Maghieru, lângă servici. Și am mai tot strâns bani. În timpul ăsta banii erau 50.000 de dolari, 60.000, 80.000, 120.000, 130.000 de dolari. Foarte mulți bani. Ajungeau și părinții să mă întrebe, mă, dar tu de unde ai banii ăștia? Nu faci ceva, alte afaceri? Mamă, tată, uite, muncesc și eu de dimineața până seara la ăștia la Tele7, mai și împart cu ei. Am uitat să vă spun, sau ați înțeles că atâția bani câștiga și Tele7 în timpul ăsta, adică jumătate luau ei, jumătate eu. Și am zis, dar stai puțin, dacă eu tot muncesc așa și dacă tot fac aceste încasări, de ce să-mi iau eu, acum mă apropii de anul 1999, de 2000, de ce să-mi iau eu apartament? N-ar fi cazul să stau eu într-o casă la curte? Ia să-mi caut eu o casă. Cât costă o casă? A, 150.000, n-am încă banii ăștia. Dar stai să mai strâng. A, uite, 170.000, am găsit o casă, interesant. Unde? Păi, prin drumul Taberei. Ia să poate mai adun niște bani, 200.000. Și ca să nu mă mai plictisesc, în anul 2000, când am fost dat afară de la Tele7BC, strânsesem suma poate uriașă pentru mulți telespectatori, normală pentru oamenii din televiziuni care fac audiențe, nu sunt să eu, ci firma mea, dar mă rog, suma de 300.000 de dolari cu care vreau să-mi cumpăr o vilă.
că eram un tip venit de la Caracal, să dusem într-o casă la curte și ce și-a zis caracalanul de mine, n-ar fi cazul să-mi cumpăr și eu o vilă în București, dacă tot am stat în chirie într-o garsonieră până atunci. Zis și făcut, numai că n-am mai apucat să iau vila, fiindcă am fost dat afară de la Tele7 ABC și totul a fost un caz fericit, fiindcă cu banii respectivi am hotărât eu să-mi fac televiziune. Să vedeți însă ce mi s-a întâmplat, că degeaba ai bani în România la un moment dat, că tot nu poți să faci ceea ce dorești. Nu te lasă ăștia. Să vedeți cum.